Duminica de azi nu a fost ca oricare alta. Chiar și transportul public era mai aglomerat decât de obicei. Echipa noastră de filmare a decis să facă o plimbare cu troleibuzul ca să afle ce vor face oamenii în această zi liberă și dacă lista lor de probleme și preocupări include și timp pentru participarea la alegeri. Majoritatea celor pe care i-am intervievat ne-au spus că au ales să-și înceapă ziua la secțiile de vot, dar am întâlnit și dintre cei pentru care această zi a fost o zi obișnuită de muncă, dar înțelegând importanța fiecărui vot, au planificat să-și exercite dreptul de a alege la sfârșitul turei de lucru. Troleibuzul ca simbol al țării noastre. Pasagerii de diferite vârste, naționalități, profesii și convingeri merg în drumul lor, fiecare cu preocupările sale. Dar astăzi aproape fiecare dintre ei a decis să facă încă un lucru important, important pentru întreaga țară, să participe la alegeri. Merg acasă. Așa, ați reușit să mergeți la votare? Da, desigur. Familia a mers împreună și apoi deja am venit aici în Chișinău. Apropiații, din câte cunosc, majoritatea deja au fost. Pentru ce ați votat? Pentru un viitor mai bun, cât și pentru studenți, din care fac parte, cât și pentru toți, cred, consider eu. Mersul la votare reprezintă opinia fiecăruia și opinia tuturor. Deci, cum altfel să exprimăm opinia, dacă nu prin votul nostru? Vin de acasă și plec în oraș. Așa, la votare ați fost? Da. Când ați reușit să mergeți? La ce oră? Înainte de a mă porni. Undeva pe la 1 și ceva. Copiii dumneavoastră unde sunt? Au mers la votare? Da, au mers în Velica Britanie. În Anglia sunt stabiliți? Da. De mult timp? Da, de-am au 6 ani. Și deja au mers și au exercitat. Da, de-am am vorbit cu dânsii și au spus că au mers. Ei pentru ce au votat? Sigur, o viață mai bună, o viață liniștită, fără să fie pace în țară, să fie stabilitate. Vin la vală, văd, am fost la spital și văd că acasă înapoi. Ați reușit să mergeți la votare? Am fost, dar cum am fost, am votat. Pentru și pașe și tot. Și tot pașe, să avem tăcerea. Și PSD-i mai multe. Pe unii oameni i-am întâlnit chiar în momentul în care se îndreptau spre secțiile de votare. Alegătorii ne-au spus că au speranțe mari de la noul președinte. Vin de la Promolex, lucrez, interpret la Asociația Surzilor și acum mă duc să votez. Să vorbim de calități. Ce calități ar trebui să aibă un președinte? Să ție cu poporul, să aibă un plan pe viitor. Și cred că o viață mai bună pentru noi. Acum merg. Acum mergeți, da? Ce așteptări aveți de la noul președinte? Noul președinte trebuie să se concentreze pe problemele interne ale țării, precum spuneam, și mai puțin pe politica internă, politica externă și mai puțin pe campanii de PR. Adică mai mult pe substanță decât pe forme și artificii. Duminica nu este liberă însă pentru toată lumea. Unii sunt nevoiți să meargă mai întâi la muncă și numai după asta să-și aleagă președintele. Încă n-am fost. N-ați fost, dar o să reușiți? Sunt la serviciu. Cred că să mă duc mai târziu. După aceea să mă întui serviciu. La cât? La ce oră finalizați? La ora 7. La ora 7. Și reușiți? Cred că da. Așa. Ce așteptări aveți de la noul președinte? Sper spre bine, dar păreri de rău, nu știu. Sunt trist. De ce? Pentru că tăți sunt mâhniți și tăți, nu știu, nu văd viitor. Prosper. Că ați fost la votare. Nu și mă duc. La cât terminați lucru? La 2. Ce așteptare aveți de la nou președinte? Ce să facă el? Cum să fie? Să mai discute cu oamenii, să vadă dorințele oamenilor. Menționăm că astăzi se desfășoară cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.